Am reușit, am convins-o pe Ada să se uite la Attack on Titan. M-am uitat cu ea la toate episoadele, suntem la zi. În 2 săptămâni am revăzut toate episoadele din Attack on Titan cu ea și i-a plăcut! Woo! Victorie pentru băieți pretutindeni! Atenție, spoilere pentru ultimul episod, 81, parcă? Thaw se cheamă, sau Dezgheț. Sau al șaptelea, am pierdut șirul din partea a doua a ultimului sezon 4 din Attack on Titan. Nu știam la ce se referă cu Dezgheț la început, ne-am uitat pe Discord, m-am uitat cu oamenii de pe Discord, de link-ul în descriere pentru următoarele episoade și alte seriale și nu știu ce când ne vom uita și, mă rog, mai mult cu membrii, mai mult cei care dau join pe YouTube, nu doar abonare, join, devin membri. Vedeți că e butonul de join acolo pe pagină, nu știam, ne-am uitat. Nu știam eu la început, tot ziceam, bă, asta se cheamă Thaw, adică Dezgheț, adică ce, la, stai, la ce, ce, cu ce va fi episodul, dar știi, am fost bătut în cap, adică era clar că se referă că ce, sau numai e zidul, știi, e greu să traduc din având în vedere că mă uit la subtitrări doar în engleză, știi, e greu parcă să folosesc anumite cuvinte să le traduc în română când au legătură doar cu serialul, știi, a anulat întărirea pereților și, mă rog, titanii care se, știți că na, vorbesc cu spoilere, deci știți, și a anulat întărirea aia a titanilor, știi? Și nu mă așteptam, nu știu de ce, abia la sfârșit de tot, când e Armin, știi, cu, și cu Mikasa, vorbesc cu Gabi și sunt gen, stai puțin, Reiner n-a mai avut armura, știi? Și eram gen, da, stai puțin, ce, care-i faza? Ce se întâmplă? De ce sunteți așa de uimiți? Și de ce vreți să-și aflați? Și era, ce, care-i faza? Și după aia eram gen, oh, wow, dacă ăla, adică atunci m-am prins, mamă, dacă Eren a zis că toată, că a anulat toată întărirea, inclusiv a pereților, că gen și pereții erau făcuți tot din întărirea asta a titanilor. Da, înseamnă că și Annie e dezghețată acum și armura lui Reiner, adică wow, wow. Și asta am vorbit și cu cei cu care ne-am uitat și tot am dezbătut niște chestii, adică în primul rând Ani nu a ales să se înghețe, să se întărească singură, nu s-a apărat cum ar veni, să nu fie mâncată și nu știu ce, dar probabil nu putea să anuleze aia, probabil că era ca într-un fel de comă, cum a zis cineva. Și zice, ok, se poate și asta înseamnă că Reiner acum nu o să mai aibă armură când se transformă și când se transformă ăștia, adică probabil că se va transforma Ani, probabil că se vor transforma ăștia în alții, nu? Ce se întâmplă acum? E Ymir care îi face în continuare din lutul ăla, din nisipul ăla, nu știu ce? Sau teoretic trebuie să treacă pe la Eren și când vor să se transforme, Eren o să fie gen n-am chef. Ymir i-a dat toată puterea lui Eren, dar oare și ea în continuare? Sau i-a dat tot și ea nu mai există? Sau care-i faza acolo? Nu știu dacă vor explica. S-ar putea să nu, s-ar putea să da. Aș vrea să da. Nu m-ar deranja dacă nu. Pur și simplu și se transformă ăștia în continuare și pur și simplu. Ce? Oricum, sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundă. Cum au și zis, cum au și pus ei întrebările în episodul ăsta. De ce nu putea Eren să controleze Titania pe care i-a făcut Zeke? Ce s-a întâmplat cu Zeke? Unde e Zeke? Nu poate Eren să refacă ăștia care sunt titani puri, să-i refacă, să-i aducă înapoi în forma umană? Probabil că nu. Connie s-a dus să-l hrănească pe Falco, să-l dea... Și sunt absolut... Adică îl înțeleg foarte bine. Și eu dacă eram în aceeași poziție, eram gen... Nu-mi pasă pe cine aș putea să fac la loc, mă duc să o reînvii, să o transform la loc pe maică-mea. Clar, nici nu stăteam să mă gândesc. Adică aia a fost o decizie... super, cu care am fost super ok cu Connie. Nu mi s-a părut deloc că a luat-o razna sau ceva. Foarte mișto e scena aia cu ei care omoară titanii ăștia puri și momentul ăla destul de emoționant cu Pixis. Mi-a plăcut că au lăsat. Nu credeam că o să mai arate ceva. A fost un frumos rămas bun pentru Pixis, dar toată scena cu muzica, adică, mamă, frate, nu mă așteptam să fie atât de lungă scena aia și cu muzica pe fundal. Zici că era un clip video, zici că era o compilație, știi, un colaj, un montaj făcut de
fani sau ceva, știi, foarte mișto. A fost așa un pic nostalgic pentru primele sezoane. Arată foarte bine, îmi place foarte mult cum arată și gen clădirile și chestiile astea statice. Foarte, foarte bine arată. Bine, și Titanii și restul. Acum parcă mi se pare că arată foarte bine. Bine, mi-a plăcut în fiecare sezon, mi-a plăcut cum arată. Într-adevăr a fost schimbarea un pic mai mare între studiouri la început, dar acum mi se pare că arată foarte bine și a arătat și înainte foarte bine, nu zic nu. Tot nu prea îmi place de Gabi, nu neapărat că nu-mi place, mă enervează în continuare, cred că e greu să-mi treacă, știi, și am înțeles-o de mult timp, nu doar în episodul ăsta, când au arătat că a înțeles și ea în sfârșit și a salvat-o și pe sora lui Sasha și, mă rog, între ghilimele, sora vitregă, whatever, mă rog, și chestii de-astea, adică da, ok, s-a revanșat și a înțeles, au arătat că a înțeles și că nu știu ce și, bun, tot mă enervează și n-aș prea, nu m-ar deranja nici dacă moare, nu m-ar deranja nici dacă, adică aș vrea să nu fie ea care să, nu știu, să fie principalul, să mai facă, nu vreau să mai facă ceva, a făcut destule, a omorât-o pe Sasha, a făcut chestia aia cu trenul în primul episod când a distrus trenul ăla, l-a împușcat pe Eren, era să-l omoare pe Eren, a fost cea mai aproape să facă chestia asta și să-l omoare pe Eren, a făcut destule, a salvat-o pe asta, acum a înțeles, nu știu ce, a făcut destule, să mai facă, să mai ajute, să mai nu știu ce, dar nu vreau să o văd pe ea personajul principal care să fie, nu știu, ori erou, ori să facă ea ceva super major, știi? Nu, e ok, o prefer pe Mikasa să-l oprească pe Eren decât pe Gabi, știi? Chiar nu știu ce se va întâmpla, chiar nu știu cum se va opri chestia asta, adică doar Levi, Mikasa e cu semnul întrebării dacă poate să-l oprească, dacă o să reușească să treacă peste chestia aia de Ackerman, dacă o fi valabilă, dacă fie adevărată sau nu, o să poată să treacă peste și să-l oprească, să nu-l asculte pe Eren, să nu-l mai apere, nu știu. Deci, Levi sau Mikasa, știi, nu știu restul cât ce putere mai au, dar abia aștept. Mi s-a părut foarte scurt episodul ăsta, adică când se termină, eram gen, ok, acum începe gen partea mai serioasă, mai interesantă, nu că n-ar fi fost, adică pentru ce a vrut să fie episodul a fost foarte mișto, știi, dar chiar s-a simțit ca și cum abia începe și se termină. Și mă distrug ăștia cu episoadele astea, că trebuie să așteptăm o săptămână, este foarte iritant. Nu știu ce ar putea să mai facă Annie acum, nu știu, în afară de poate să-l oprească pe Connie să fugă repede, să se transforme și să fugă, să-l oprească, să-l salveze pe Falco, nu știu ce ar putea să mai facă Annie, adică nu știu dacă ăsta... Eram gen, ok, wow, iese Annie, mama, abia aștept să văd că e super puternică și n-am mai văzut-o de nu știu când. Și da, foarte tare, foarte tare. Dar ce ar putea să mai facă ăștia? Au vreo șansă, știi? Mă rog, sunt sigur că o să fie ceva, nu vreau să știu ce, nu-mi spuneți, din manga sau... Nu-mi spuneți, dar ce v-a plăcut vouă, ce credeți, cei care n-ați citit manga și ceilalți doar așa, părerea voastră fără spoilere... Da? Ce v-a plăcut cel mai mult, ce ziceți și ce comentarii aveți pentru episod și nu uitați să vă abonați și clopoțel și join dacă doriți pentru camera VIP pe Discord. Ne uităm și cu toții din când în când, mai ales la Attack on Titan. Urmează și Demon Slayer, am terminat și Demon Slayer, mai e un episod din Peacemaker, o să urmeze și Peacemaker la sfârșit, nu știu ce, și mai multe chestii, poate și Reacher, mai lăsați-mi ce mai vreți, filme, seriale, chestii, Nightmare Alley poate. Zonare foarte plăcută pe acest canal, pa, da, pa, da, pa, da, pa!